Salut dragilor iubitori de tarabană, sunt Oreste și vă voi prezenta la cererea unuia dintre vizualizatori ritmul Kyocek, așa se cheamă pe bulgărești, este un ritm de manea, în arabă se cheamă malfuf, pentru că înseamnă rostogolit în arabă, malfuf, pentru că sună așa rostogolit, deci tum, tec, tec, tum, tec, tec, tum, tec, tec, fac și la tarabană cu tum, tec, tec, tum, tec, 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 tum, tec. Bineînțeles, l-ați recunoscut de îndată, în cazul în care nu știați cum se cheamă, așa se cheamă. Și este, voi prezenta teoria la început, este un ritm de 2 pe 4. În videourile anterioare v-am prezentat în mai multe tutoriale ritmurile din familia Maxum, care sunt 4 pe 4. De ce? Pentru că sunt 4 bătăi într-o durată de 4. Deci 4 pe 4, da? Tum tec, tec, tum tec, tum tec, tec, tum tec, 1, 2, 3, 4. Ăla era Maxum, cu toate variantele ei, adică Maxum, Maxum Mergător, Baladi, Saidi, Depke. Acum vă voi prezenta și începând cu acest video, vă voi prezenta în videourile următoare ritmurile din 2 pe 4. Adică din două bătăi. Este tum, tec, tec, dum, 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 tec, tec, dum. Deci este, din cauza asta este de 2, adică 1, 2, 1, 2, 1, 2. Și este tot, este 2 pe 4, ca și maxim 4 pe 4, adică a doua cifră este tot 4, pentru că este durata acestei bătăi. Asta înseamnă a doua cifră, ca să înțelegeți puțin din teoria muzicală în scriere, da? Și cum se face? Este foarte ușor de a-l înțelege numerotându-l așa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Și asta este, deci se bate cu mâna dreaptă ca să se facă basul. În acest video vă explic cum se face ritmul de bază. Și în următoarele videouri vă voi explica cum se decorează cu mâna stângă. Deci cu mâna stângă se fac decorații prin apocopare, contratimp, poliritmă, adică, bine, vă voi explica detaliile într-un video ulterior, da? Următor. Și, bine, deci sună cam așa. Se face chemarea, voi face alt video despre ce înseamnă chemarea și ritmul. Acest ritm se folosește pentru început, când intră dansatoarea, da? Deci chemarea, acum intră dansatoarea, se face asta de 3 ori. Intrăm în falai. Falai este un alt ritm care, cum am zis, vi le voi prezenta într-un alt video. Este tot 2 pe 4 ca să se încadreze bine cu ritmul de malfuf, adică de Kyocek. Și acum, odată ce s-a instalat dansatoarea, începem cu falahi și va începe dansul. Dar malfuf se folosește, adică kyocekul se folosește când ea intră pe scenă. Deci ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, și acum intră dansatoarea. Intră dansatoarea așa dansând. Și odată ce s-a plasat deja pe scenă, începe. Și acum ea începe să danseze. Bine, vă voi face următoarele video, așa cum v-am zis, și vă pup pe tot și spor la treabă!